Timpul nostru s-a dus în această dimineață, deci ea, în de aceea în împrejurările felul acesta schimbăm direcția la mesaj. Văd în vedere faptul că am avut binecuvântări de copii, voi rămâne în această atmosferă de familie și am să vorbesc ceva legat de familie. Am să vă rog să vă uitați cu mine în cuvântul domnului din Geneza, capitolul 21, versetul 18. Geneza. 21, versetul 18. Și acest cuvânt spune în felul următor. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, că voi face din el un neam mare. Amin. Istoria din care face parte acest verset este istoria lui Hagan sau Hagar și Ismael. Este o istorie veche care scăpată din mână, scăpată de sub controlul părinților și apoi ațățată cu neveghere și de cel rău. O istorie care face probleme până în zilele noastre. O istorie care guvernează într-un fel și controlează politica sistemului mondial al omului. De 4.000 de ani. Versetul acesta în sine, însă, frate și suror, doamnelor și domnilor, este un cuvânt adânc pe care Dumnezeu l-a rostit în legătură cu familia noastră, cu copiii noștri, cu părinții. Și datorită înțelepciunii lui Dumnezeu, care este în acest verset, datorită faptului că este scris pentru noi, aș dori să vin în fața dumneavoastră cu un scurt mesaj pentru familie, intitulat Parteneri cu Domnul în creșterea copilului. Parteneri cu Domnul în creșterea copilului. Se vede parteneriatul aici pentru că observați din nou cum spune, scoală-te, ia copilul de mână, căci îl voi face unea mare. Și primul lucru pe care Dumnezeu îl învederează pentru un părinte care vrea să aibă binecuvântare în casă prin copilul care a venit, care a venit ca dar, este observarea îndeaproape a copilului. Observarea îndeaproape a copilului. Faptul acesta rezultă din aceste cuvinte pe care îngerul Domnului îi le spune lui Hagar, scoală-te. Când te scoli, când te ridici, vezi mai bine. Observ mai bine. Dintr-o poziție de sus vezi mai bine orice lucru. Tocmai de aceea, de exemplu, când cineva caută de la sine să înțeleagă esența și învățătura cărții Eclesiastului se încurcă, se încurcă foarte tare și sunt mulți încurcați în Cartea Eclesiastul. Mișcarea adventistă este foarte încurcată în Cartea Eclesiastul. Pentru că de acolo a scos o învățătură falsă, numită somnul sufletelor. Pentru că nu înțelege ce scrie în Eclesiastu. Și care este cheia? Cheia este aceasta. Peste tot în Eclesiastul spune, mi-am pus să cercetez toate lucrurile și am găsit și mi-am pus să cunosc tot ce se întâmplă sub soare, sub soare, sub soare, sub soare. Asta este cheia cărții. Și ce înseamnă această cheie? Înseamnă că totul este privit de autorul cărții Eclesiastului dintr-o poziție de sub soare. Dar dacă vrei să vezi bine, trebuie să fii deasupra soarelui. Dacă nu vezi din perspectiva soarelui, Iisus, atunci conceptul tău despre viață este unul umanist, este un concept evoluționist. De aceea spune eclesiastul: și câinele, dacă moare, tot acolo merge unde merge omul. Și de aici să face o doctrină biblică, după aceea, este cu totul în afara principiului Dumnezeu, de așa expune cuvântul. Totul trebuie privit de deasupra Soarelui, pentru că asta e o perspectivă reală, așa cum vulturul se uită de pe stânca cea mai înaltă. De acolo vede. Vede jos. Observă. În casă ne trebuiește această perspectivă să observăm copilul. Scoală-te. Fii atent la el. Și un părinte cu minte. Este un părinte care își aduce aminte ce spune înțeleptul Solomon în Cartea Proverbelor. Copilul lasă să se vadă încă de mic, din apucăturile lui, ce va fi și va face în viață. Dacă părintele nu observă lucrul acesta, crește un monstru. Crește amărăciune în casă. Crește un fiu sau o fică care mai repede sau mai târziu, pentru că nu a fost observată. N-a stat părintele lângă el sau lângă ea. Va lua drumuri prin care va frânge inima mamei. Drumuri prin care va frânge inima tatălui. De deci ce este așa de important? Să poți să observi, să ai un spirit ascuțit de observare. Iar dacă nu ai spiritul acesta de observare, să te rogi Domnului să-ți dea spiritul acesta de observare. Dumnezeu nu ne dă copii și nu ne-a dat copii și nu ne-a dat nouă, la rândul nostru când eram copii, părinților noștri, pentru ca uh, să fim o pierdere în lumea aceasta, să fim, cum spunea cineva, carne pentru iad. Nu! Iată, copiii sunt o binecuvântare, acesta este adevărul. Dar dacă această binecuvântare nu este observată și nu este canalizată, binecuvântarea aceasta se pierde. Așa cum plângem de foarte multe ori. Uite ce a ajuns tânărul cu tare, tânăra cu tare, familia cu tare. Și au fost aduși la binecuvântare. Cum au fost aduși astăzi patru copii aici. Au fost aduși pe brațe la binecuvântare. Și uite ce au ajuns. Pentru că nu s-a vegheat, nu s-a observat asupra binecuvântărilor. lor. Deci e doamnelor și domnilor, părinților, tați și mame, ca să putem să fim parteneri cu Dumnezeu. Partea noastră este să ne sculăm pentru copilul nostru, să observăm copilul. Și să nu ne fie frică de guvern să-l corectăm copilul. Să nu ne fie frică că sună la 911. Este mănâncă pe masa ta, trebuie să asculte de tine. Și dacă este teenager și dacă este adolescent, mănâncă pe masa mea, trebuie să asculte de mine. Și voi observa să asculte. Și trebuie să observ, să asculte. Pentru că mă interesează mai mult ce spune Dumnezeu despre casa mea decât ce spune guvernul despre casa mea. Și mă interesează planul lui Dumnezeu pentru casa mea decât să mă intereseze planul umanist al guvernului pentru casa mea. Mă interesează copilul meu să ajungă în împărăția lui Dumnezeu împreună cu mine decât să ajungă în altă parte. De aceea observă-l și observă-l îndeaproape. Scolă-te, stai pentru copil. Privește, orientează-te, citește-l. Apoi, cel de-al doilea lucru este orientează-ți copilul. Ia copilul și ține-l de mână. Când îl ții de mână, îl duci unde trebuie îl orientez unde trebuie. Ier, ieri eram în, în aeroport în Chicago și stăteam să dau un telefon și dintr-o dată, de după un colț, eram la un colț între diferite gate dintr-o dată, de după colț, un copil drept în brațele mele a venit. Și, uh, imediat a venit uh, tatăl său și a cerut scuze. Vă rog frumos, domnule, vă rog frumos să mă scuzați. În engleză, bineînțeles. Uh, era uh, pus într-un uh, ham din acela care a ținut de copilul. Și tatăl a scăpat hamul, știți. <laughs> și copilul a fugit. A venit la mine. Uh, copilul trebuie ținut de mână. Dar țineți minte lucrul acesta, pentru că este un fapt simplu. Nu să te țină pe tine copilul de mână, ține-l tu pe el de mână. Pentru că orice copil, după ce începe să privească lumea, are pus în el, copilul de la Dumnezeu, un spirit de a cunoaște. Copilul vrea să cerceteze. Are 2 ani, are 3 ani, are 4 ani, tot vrea să le știe. De aceea fuge în toate părțile, pune mâna pe orice, alargă în toate direcțiile, deschide toate sertarele. Știți dumneavoastră foarte bine, nu? Dacă te ține de mână, te ține pentru că vrea să se desprindă de mâna ta. Dacă te ține de mână, te ține pentru că vrea să-și facă planurile lui, după mintea lui sau a ei. Deci este important să-l ții tu de mână. Să-l ții tu de mână. Nu vedeți dumneavoastră că și principiul mântuirii funcționează la fel? A spus-o Mântuitorul Iisus Hristos. Tatăl meu este mai mare decât toți, a spus el. Și din mâna lui, din mâna lui, nimeni nu vă poate smulge. Știți de ce cad oamenii de multe ori, inclusiv cei credincioși? Pentru că ei își trag mâna din mâna Tatălui, din mâna lui Isus, din mâna Duhului Sfânt, îl țin ei pe Dumnezeu de mână și când îl țin ei pe Dumnezeu de mână, se împedică la fiecare pas. Dar dacă marține ține Dumnezeu de mână tot timpul și dacă te ține Dumnezeu de mână și de mă împiedic, vedeți dumneavoastră că dacă ții pe un copil de mână și dacă se împletecește, părintele îl ridică. Îl ține în sus. Îl ține îndeaproape. Că din mâna părintelui, care este mai tare, nu poate să cade copilul să se lovească. Dumnezeu face la fel. Aceasta înseamnă să orientez copilul în viață să-l duci unde trebuie. Aceasta însemnează să poți să pui în mintea și în inima copilului ce trebuie. Nu să-i placă la copil din fire, nu se i placă la copil din fire să vină la casa Domnului. Nu mă duc acolo, că e boring. Ține-l de mână și adol. Simplu, că Ține-l de mână și adol. Pentru că nu trebuie să-ți dicteze copilul ce trebuie să facem în casă. Suntem români și avem cultura noastră românească. Aud pe mulți părinți. Nu știu cum ați făcut cu copiii dumneavoastră. Ai mei, nu vor să mănânce numai hamburger. Ia punele de trei ori pe masă numai sarmale și să vezi că schimbă hamburger. Pentru că după ce flămânzește, nu mai trebuie hamburger. Dar fii persistent. <laughs> fii persistent cu el. Ține-l de mână. Ține-l aproape, Ține-l din scurt. Dă-i libertatea care trebuie la timpul potrivit și cât trebuie. Dar nu căuta tu ca părinte din nou să faci un monstru din copilul tău. Un neascultător, o neascultătoare din copilul tău, din fica ta. Aici, îngerul Domnului care stă pentru Isus Hristos. A vorbit cu Hagar și a spus, Hagar, este speranță, pentru că eu nu caut la fața omului. Este speranță și pentru el, Dar stai pentru el. Și de multe ori poate stăm pentru copiii noștri în, în, într-o manieră greșită. Mi-a spus cineva, vezi că fiul tău, fica ta, a vorbit cu tare, a greșit cu tare, are limbajul cu tare. Copilul meu. Asta nu este reacția. Fica mea? Păi, este acolo la nursery și deja a spus câteva cuvinte și, și a căutat degețelele care să ne le arate. Fiul meu? Fica mea? E, yes, fiul tău. Fica ta. De ce trebuie să stai pentru el? Sigur, când ne doare să auzim de copiii noștri, de tinerii noștri că au făcut cu tare lucruri sau au înclinația cu tare, tocmai de aceea trebuie să stăm pentru el. Tocmai de aceea am ajuns părinți. Tocmai de aceea sunt chemați să ne educăm copiii, să-i ținem de mână și să facem tot ce atârnă de noi ca să crească fii și fiice ale împărăției lui Dumnezeu. Atârnă de noi, atârnă de tine și atârnă de mine. Apoi este cel de-al treilea aspect în aici aici, în cuvântul Îngerului Domnului, în cuvântul lui Iisus Hristos către Hagar. Și anume, ocrotirea copilului. Că ce eu voi face din el unea mare? Când te ocrotește Dumnezeu, când te păzește Dumnezeu, El poate face cu tine și cu mine orice ce. Și poate face din tine un om mare, poate face din tine o persoană influentă, poate face din tine un om al lui Dumnezeu de care părinții să se bucure, mama și tata, bunicii. Două treimi, după ceea ce spune pasajul acesta, ne aparțin nouă. Este observarea și orientarea copilului. Două treimi ne aparțin nouă. Și de aceea, cuvântul Domnului ne cheamă și ne spune, fiți lucrători împreună cu Dumnezeu, cooperați cu Domnul pentru copiii voștri. Partea noastră, dacă este făcută, partea ta, ca tată și mamă, dacă este făcută, în dreptul copilului tău. Dumnezeu o onorează. O onorează cu binecuvântare, îți binecuvintează lucrarea. Pune în mintea copilului. Îl liniștește pe copil. Îl liniștește sufletul. Îl liniștește sufletul. De fapt, și noi ne comportăm. Uh de multe ori ca un copil și trebuie să ne, să ne comportăm uh, în multe aspecte, pentru că în cuvântul lui Dumnezeu uh, expresia uh, favorită pe care Sfânta Scriptură o are, în special Evanghelistul uh, și Apostolul Ioan, este copilașilor, 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 copilașilor nu? Tot uh, această uh, expresie uh, o citim. Auziți ce spune cuvântul Domnului în psalmul 131 și este un psalm care vorbește despre noi ca fii și fiice Lui Dumnezeu, Doamne! Eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe. Nu mă niciesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Din potrivă, auziți aici ce spune, sufletul meu este liniștit și potolit, ca un copil încercat, care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil încercat. Puneți nădejde în Domnul Israel de acum și până în viac. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului. În ochii lui Dumnezeu, noi ne comportăm ca un copil. În prima fază spune, sufletul îmi este liniștit. Pentru că un copil este liniștit cât timp este în protecția mamei și a tatălui, cât timp mama și tatăl ține de mână. De aceea sufletul meu este ca un copil liniștit și potolit. Apoi spune, sufletul meu este ca un copil încercat. Uh, mamele pot să spună lucrul acesta, dacă copilul și orice, orice ce părinte poate să spune, că nu, nu trebuie neapărat numai să fi uh, fost hrănit copilul de la pieptul mamei. Dar dacă l-ai hrănit pe copil de la piept, în momentul în care ai încercat copilul, ai probleme cu el. Ai probleme cu ea. Plânge, dezrăstoarnă casa. Plânge, dezrăstoarnă casa. Sau, Chiar dacă n a fost rănit de la piept, -ă, fă această experiență, că ați făcut-o toți, nu am trecut pe acolo. Ia-i biberon și nu el mai dă. Și deci, încolo nu trebuie să mai umble cu biberon. Mi-aduc și acum aminte de uh, unul din uh, nepoții de Dario. Tocmai a fost la noi în vizită când bine și cu Gianina încercau cu disperare să-l dez dezvețe de biberon. Men, ce criză e! Știi? Un copil încercat intră în panică. Pentru că dacă i-ai luat cu ce era obișnuit, l-ai pus în panică. De ce spune sufletul meu este ca un copil încercat? Un copil încercat este un copil în panică. Cum? Să nu mai stau la pieptul mamei? Să nu mai am biberonul? Să nu mai am jucăria? Așa ne comportăm și noi. Dar după aceea spune mai departe, care stă lângă mama sa, este un copil care își regăsește liniștea, își regăsește pacea. Pentru că mama nu este acolo să-și chinească copilul, mama este acolo și tata să-și liniștească copilul. Așa este comportamentul nostru, așa este comportamentul lui Dumnezeu cu noi. Trebuie să fim în siguranță, copilul trebuie să fie în siguranță. Intrăm în panică de multe ori ca un copil încercat. Când te-a încercat, ai intrat în panică, pentru că nu mai ai confortul care l-ai avut înainte. Dar din această panică trebuie să ajungi din nou în siguranță, trebuie să ajungi din nou în securitatea care o găsești lângă mama și lângă tata, care o găsim lângă Dumnezeu. Întorcându-ne la acest verset simplu, scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, că voi face din el un neam mare. Cuvântul acesta este o adevărată înțelepciune dumnezeiască a cărei scop este uh, înțelepțirea părintelui, a mamei și a tatei în vederea creșterii copilului. Și în acest verset simplu sunt aceste trei mari adevăruri care stau la baza educării copiilor noștri în vederea călăuzirii lor spre împărăția lui Dumnezeu. Cooperând cu Dumnezeu, primul lucru trebuie să observi copilul. Scoală-te, privește bine, uite-te bine, vezi apucăturile, observă obiceiurile. Și stai pentru copilul tău, apoi spunem ia copilul și ține-l de mână, orientează-l copilul acesta. Nu lăsa să-ți-l orienteze grădinița, nici să-ți-l orienteze televizorul cu desene animate cu toți dragonii să astăzi. Nu lăsa pe copil să-ți-l orienteze școala și să-i învețe despre safe sex încă din clasa a doua și despre uh, faptul că este bine să aibă copilul doi tați sau două mame încă din clasa întâi. Nu lăsa. învață tu copilul și orientează tu copilul despre adevărul care îl face pe om să fie om. Și apoi când faci lucrul acesta, când facem lucrul acesta cu copiii noștri, este partea cealaltă frumoasă pe care o promite Dumnezeu. Și eu îl voi face. Și eu îl voi face. Și Dumnezeu se ține de cuvânt. Dumnezeu se ține de cuvânt cu tine, se ține de cuvânt cu mine. De ce există speranță pentru casele noastre și există speranță pentru copiii noștri? Dacă este cineva care mă ascultă, inclusiv dumneavoastră, audiența internațională de la internet și ați intrat în panică acum cu copilul dumneavoastră, cu fiul sau fica dumneavoastră, există speranță. Speranța este în mâna lui Dumnezeu. Dar până atunci, ține-l în mâna ta. Și țineți i în mâna uh, voastră a noastră ca părinți, ca mame și ca tați și Dumnezeu ne va onora pentru că este cea mai frumoasă lucrare să poți să crești un om, să-l faci om. Ni om îl poate face oricine, însă tu și cu mine suntem chemați să facem copiii noștri oameni. Oameni care să placă lui Dumnezeu, oameni de care să te bucuri tu, ca mamă și tată, oameni care să fie folositori bisericii, oameni care să fie uh, folositori societății. Rugăciunea mea ca tată, rugăciunea mea ca păstor, ca lucrător al Domnului, ca frate în Domnul, al dumneavoastră și al dumneavoastră este aceasta. Dumnezeu să ne înțelepțească pe toți și să vă binecuvinteze, să puteți să vă bucurați de copiii dumneavoastră. Să vă bucurați în toate privințele și faceți lucrul acesta cooperând cu Dumnezeu în creșterea fiilor și fiicilor dumneavoastră. Amin.